Bă, dar să le hai, mă, unde e? Că mai am nevoie de mâncare, mi-e foame, nu ne-am gândit să luăm mâncare. Unde, Doamne, iartă-mă, mai pot să mergem, frate, că nu înțeleg. Hai, bravule, hai! Dar obosit, stai puțin că am obosit rău de tot. Dar Răsele, da, stai puțin, mai explicăm puțin. De ce a trebuit să mergem prin toată pădurea asta, că m-am pierdut, nu vezi cum e? Sunt numai copaci pe aici, nici nu mai... Ce se întâmplă? Păi, fiante, nu, Rafale, noi trebuie să mergem acolo la e fată care... Una, e o lilă care fie antenară ca să abandonată, bântuită. Adică nu bântuită, da, pantată și fie antenă. Stai puțin. Stai puțin, ce casă bântuită? Dar cine e fata asta? De unde, Doamne, iartă-mă? O fană! O fată care ne-a lăsat în comentarii. O fană? Că are o casă abandonată și vrea să știm să dizlim un mister. Schimbiditoile, hai! Nici măcar nu te înțeleg ce vorbești, dar în fine, dar Răsele, hai să mergem odată, mă, omule, că deja nu mai pup, mi-e foame, mi-e sete, eu nu mai știu ce... Bă, ce casă? Asta nu e casă, omule, stai, dita mai... Ce doare iartă ca... Asta e casa ei? Da! Păi și stai, cum adică asta e casa... Tu vezi că e o casă abandonată, cum adică e casa ei? A fost casa ei, hai, vino! Păi și de ce trebuie să venim aici dacă a fost casa ei? Ce treaba avem noi cu casa ei, doamne? Hai acasă, doamne, Răsele, ce, doamne, iartă-mă, stau aici, mă! Păi, dar ce e asta? Da, de ce trebuie? Plătești, hai! Păi pentru... Ne plătește casa ce dacă nu mai e casa ei? Ce treabă mai are? Păi, e casa abandonată, hai! Păi și dacă... Păi și ce puțin, dacă nu mai... Păi da, e casa abandonată, hai, domnule, iartă-mă să plecăm de aici! Ce, domnule, iartă-mă, facem noi aici, dar sunt tu când ești... Vino, bă, Rafale, ești prost, stai, bă, Rafale, că nu-i face nimeni nimica! Doamne, uite-te că e luna plină, frate, mi-e fric! Doamne, mi-e frică, rău de tot, ce... Salut, Rafale, ia, da-te la o parte, da-te la o parte! What? Mă, dar Răsel? Bă, ce să... Unde suntem? Nu știu, citește! Salut, Rafael, dar Răsel, mersi că ați venit la casa mea veche. Aceasta este casa bunicii mele și eu am copilărit aici. Sper să fiți în viață cât timp locuiți aici, semnat Ionela. Ce, mă? Nu știu, bă, Rafaele! Cum adică sper să fim în viață? Cum adică să locuim aici, dar Răsel? Tu mi-ai zis să explorăm, nu să... Schibitoiesc, da, du linuță, ați like și subscribe. Să scrie, mamă, schibitoile nu știe să scrie. Doamne, să scrie, dați legat. În fine, doamne, dar Răsel, mă, ce zona asta? Nu știu! Mai cât adică să locuim aici, dar Răsele, tu te auzi, tu vezi ce scrie aici, auzi? Cum adică să locuim, bă, tu accepti să locuiești aici, brusule? Stai! N-avem casa noastră, omule! A dat, Răsele, vezi că nevoie să mergi... Porcă, nu, Rafale, dacă tu te uiți acolo, e lumina în cameră, nu? E lumina în casă, da, și de ce scrie camera Rafael acolo? Ia să-i, mă, cum mă duc, dar stai înainte de toate să merg. Ia, geam pe aici, uite, poți să intri pe geam? Nu poți să intri. Noi când intrăm să fie întuneric, hai, ești gata? Hai, trei! Stau că mă mănâncă asta, dar Răsele, stai că mă mănâncă... Aolo, scarpină-mă tu, dar Răsele, ia, vezi scarpină-mă tu, scarpină-mă tu. Hai! Pă, prost ești, mă, doamne, hai că intru, hai, lasă... Bă, deci, a doua să vezi că n-ai voie să mănânci burger, doamne, dar... De ce mi s-a stins mie lumina dacă tu ai intrat înăuntru? What the fuck? Mă, ce ta? Înăuntru! Păi stai! Și acum a venit înapoi? Mă, ce e ăsta? Dar să... Bă! Mă, ce? What? Camera Rafael că... Mă, ce... Adică, ce vrea să însemne asta? Am luat dragonul ăsta, ia că îmi pun capul de dragon, dar să le pe cap. Wow, foarte amuzant, da, mă, dar să le... Mă, ce ia? Bă, dar să tu nu vezi că pic în gol aici, mă, ce... De ce... Da, explică... Bă, pur să vină înapoi, vină înapoi, urcă! Bă! Bă! Pro... Dar să... Dar să... Unde... De unde știi, mă, tu să constrânte-i? Ok, e ca suspectă casa asta și ești foarte suspect, dar să le... De ce? Hai să dormim, nu? Bă, dar Răsele, bă, nu știu ce se întâmplă aici, mă, omule, ce ăsta, nici n-ai cum să mai ieși pe unde e ieșirea, dar Răsele, pe aici, doamne, dar Răsele, vină, mă, tată, mă, cum adică să locuim noi? Explicam și mie, cum am putea, ok, gata, cum să locuim noi aici, tu te auzi ce spui, dar Răsele, adică, ce accept să faci, de ce am, bă, vino! Nu, de ce am venit aici, explicăm, de ce am venit aici? Noi trebuie să dezușim un mister, bă, Rafael, așa. Ce mister? Camera lui Darusel. Ce bunica să mă scrie bunica lui? Ceva frumos, e? Scrie bunica, nu bunica să. Păi da, păi nu, asta e casa bunicii lui Ionela, dar are un bunic care a murit și nu știe de ce. Și noi ce trebuie să facem, omule, acum, că nu înțeleg de ce am intrat în casa asta? Să căutăm informații despre bunicul ei. Și cu ce ajută până informațiile despre bunicul ei? Ca să știm pe casă. Bani, bro, 50 lei. Ce să ne plătească, mă, că eu nu știu, pe aici m-am pierdut prin toate astea, nu înțeleg, pe unde să merg, omule, pe unde ești, Darcel, unde ești? Ce aici? Nu e nimic, bă, ce faci, mă, cu TNT-ul ăla, de unde ți-a dat TNT, ce, doamne, iartă, mă faci, ce mi-ai dat? Am găsit un
găsit ceva pe jos. Doamne, dar râsele, bă. Hai, omule, dată să plecăm. Doamne, iartă-mă, tă aici, că deja, bă, tu accepti așa ceva, frate? Mi se pare absolut incredibil. Doamne, dar râsele, că deja... Ok, stai puțin. Aici cred că e afară. Dar am văzut o scară aici. Este curpea. Ia, ce e? Vino sus, vino sus, vino sus, Darcel. Darcel! Vin, vin, unde, unde? E o scară. Ce faci, mă, acolo? Doamne, iar... Hai că nu, tu te-am văzut când ai fost cu ele, mă, dar să tu faci o farsă, să nu înțeleg ce aici, mă, dar să ne, că deja mă enervez. Bă, am găsit o carte pe aici, dar nu cred că e nimic în ea. Ia, stai să mă mai pe aici prin partea. Stai și tu sus, dar să ele. Hai sus. Vino puțin că e o carte aici, adică altceva pe aici prin casa asta n-am văzut nimic. Doar că e o carte și că mă scobesc ras, că mă mănânc rasul și am o muscă pe aici, mă enervează. Ai găsit cartea lui Gheorghe cu Mătaru. Gheorghe cu Mătaru. Cine, doamne, iertă-mă, Gheorghe cu Mătaru? Această carte a fost scrisă de un prizonier. Nu ci, domnule, iartă-mă, care a murit pe data de 9 septembrie anul 2006. Cu adică pe 9 septembrie, mă, de ziua mea a murit? Mă, ce, mă, ce, mă, ce-i mă asta? Mă, ce, bro? Bă, Rafael, adică? Pe cum adică, mă, a murit de ziua mea? Ce, doamne, iartă-mă, înseamnă asta? Bă, poți să-mi explici și mie unde... Bă, Rafael, dar nu știu, dar nu știu, că nu-s român. Ce, ce ești tu? Și dacă nu e, și dacă, ce legătura e ziua ta naștere cu România, cu ce naționalitate ești tu, dar să-i că nu te înțeleg. Citește, citește. Lasă-mă, stai puțin, 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 că trebuie să mă calmez, mă, frate. Bă, bă, eu nu știu ce, doamne, iar a început, dar să-l să mă aduc aici, mi se pare totul foarte suspect, de la faptul că am intrat în casă, gen m-a adus aici și o casă ciudată, de fapt nici nu știu de ce mi se pare suspect, dar totuși mi se pare suspect. Bă, dar răsele, poți să-mi explici și mie cum se face că pe omul ăsta, Gheorghe cu Mătaru, cartea lui, și că e cartea lui Gheorghe cu Mătaru, dar și că a fost scrisă de un prizonier. Pe el a fost prizonier, mă? Da, cred că te... Bă, dar mă citește că te dau la câini. Păi, da, care a murit, dar cum adică a murit în ziua mea, doamne, ce ciudat. Misiunea ta este să te duci la închisoarea unde a stat Gheorghe cu Mătaru și să vorbești cu spiritul lui. Cum ați... Păi ce, mă, s-a murit în închisoare? Da! Da! A, wow! Și de ce? Păi și acum, doamne, asta vrei să ajung într-o închisoare? Dacă e o închisoare! Nu sunt oameni? Cine îmi dă mie autorizație să intru acolo înăuntru așa ca un om? A, e abandonată? Păi de ce e abandonată? Din cauza lui? Întreabă de ce a fost condamnată la pușcărie? Păi cine să-l întreb? Apă, spirit, ok. Notează toate informațiile într-o carte și întoarce-te... Nu știi să scrie omul ăsta care a scris aici, Gheorghe cu Mătară. Și întoarce-te... Păi scrie, ai găsit cartea lui Gheorghe cu Mătaru. Păi stai puțin, mă, ăsta a murit și a făcut carte. Cum a făcut cartea? Păi nu, bă, la fără, zi, uite. Dacă de la ultima parte nu scrie acolo, Ionela. Păi știi, scrie că e cartea lui. Despre el trebuie să scrie, bă, dar nici asta, mă, e ca tine. Doar el nu știe nimic. Doamne, notează toate informații într-o carte și întoarce-te în această casă să pui cartea cu informații linusele. Și că informații, în fine, luate de aici. Deci stai puțin, stai puțin, stai puțin, nu. Deci trebuie să-l întreb de ce a fost condamnat la pușcărie. Să vorbesc cu spiritul. Trebuie să notez toate informațiile într-o... Păi dacă nu vrea, mă, să vorbească spiritul cu mine. Ei, atunci, papa. Unde ești, mă, omule? Hai că e foarte amuzant, vin înapoi. Ok, deci eu chiar nu înțeleg. Bă, ăsta e prost rău de tot, copilul ăsta. Chiar nu suport, mă. Bă, doar nu te suport, mă, de la darăsele. Și că întreabă de ce a fost la pușcărie, nu te-am toate informații, nu înțeleg ce caut, de ce trebuie să mă duc eu. Pentru ce, darăsele? Mă, te-a plătit? Da! Cu câți bani? 5.000 de euro. 5.000 de euro? Da! Și tu vrei să-mi spui mie că cu ăștia 5.000 de euro? Ok, dar se... Ionela, 69420... Mă, ce? Bă, e Ionela aici! Notează toate informații într-o carte și întoarce-te la această casă să pui cartea cu informațiile luate aici. Dacă reușești misiunea, vei primi în schimb 1.000.000 de lei. Mult noroc, Ionela! 666 ajutor, 66... Mă, ce? Codul? Codul? Scrie Ionela un cod. Puta! Bă, bă, tu cu cine ai vorbit? Cred că Ionela e un fantom! Ionela 666 has left the game. Dar se... Eu nu cred că ai vorbit cu... Hai, doamne, iartă-mă, am luat acasă. Eu nu cred că ai vorbit cu nimeni, bun, Darusele. Ce se întâmplă aici? Acum adică să stai aici. Bă, Darusele. Știi ceva? Hai, lasă-o în pace cu toate prostile. Eu vreau să mergem acasă că nu se mai poate așa ceva, omule. Bă, Darusele. Darusel? Bă, Darusel? Darusel? Darusel, mă auzi? M-a apărut o pată de sânge pe aici. Darusel, de ce nu... Darusel, unde ești? De ce nu răspuns cu mine? Dar... Mă, ce s-a întâmplat? Darusel, unde ești? Unde, mă? Ce faci, mă, aici? Bă, ce faci, mă, prins acolo? Coboară, mă! Mă, ce faci? Prostule, cum ai ajuns acolo, mă, coboară? Cum ai ajuns, mă, acolo? Bă, plec! Darusel, coboară! Cum, doamne, iartă, mai ajuns acolo, mă, omule, rupe asta! Sparge! Darusel! Ce s-a întâmplat? Bă! Nu, am căzut jos de tot. Mă, ce e ăsta? Unde m-a adus, Darusel? De ce am acceptat să vin cu el, frate? Ce s-a întâmplat? What? What? Bă! Ce, doamne, iar... Și
666, unde credeți că plecați? Mergeți la închisoare. 19532216351, coordonate sus. 666666. Uită-te în spate. Adică. Daresele, unde mai pus tu să fii, da? În fine, hai să vedem. Bă, avem nevoie de sanity pill-uri din acestea, dar eu o să las câteva de astea pentru că am nevoie de sanity-uri. Eu o să-mi iau un sanity, o să-mi iau un termometru. Bă, dar mi-ai luat toate, mă! Bă, eu cu ce, doamne, iartă-mă, stau, mă! Ce-ai luat, mă? Bă, unde sunt, mă, uite-mă? Am luat MF, carte și ghostwriting. Așa, ok, bun. MF, carte și ghostwriting. Ok, carte și ghostwriting pe același lucru. Ghost Reader, poate. Asta, Ghost Spearbox. Bă, vină, mă, prostule, în pace. Doamne, cât de prostii, dar răsele. Bă, doamne, trebuie lanternă. Ha, mă, dar răsele, ia-ți lanternă. Hai, că eu am mers lanternă. Ce, doamne, iartă-mă, deci trebuie să stau aici cu termometru să vedem câte grade ne indică. Bă, fraților, în momentul de față, eu am risc viața cu prostul, dar răsele, la un lucru pe care absolut deloc nu-l înțeleg. Ce, doamne, iartă-mă. Da, de ce, doamne, iartă-mă, ce trebuie, eu tot n-am înțeles ce trebuie să facem, dar înțeleg și nu înțeleg de ce am fost prost ca să vin cu tine la chestiile astea, dar în fine, hai să căutăm fantoma, că de ce nu, altceva mai bun n-aveam decât să mă duc eu, să poate, e mai bine să mergi să cauți fantoma decât să te duci la școală, dar înțeleg, nu? Ia uite o carte aici, ciudată, da, foarte bine, auzi, deja s-auzi sunete, dar înțeleg, da, prinde și tu luminile alea, că sunt multe lumini pe aici pe care... Acum! Trebuie să le aprindem și noi, dar să le... Că na, hai că nu trebuie aprinse, zic și eu, nu? Da, de ce? Bă, 4 grade aici, ia vino, vino repede. Unde? Un grad, vino repede aici. Dar să le intrăm în prima încăpere din stânga. Când intrăm, mă? Ok, fii atent. Bă, cât e? Ok. Carte aici le-a? Ok, o să pun asta, dar... Cum o pun o jos? Camera, bun, gata, perfect. Hai, vorbește tu cu el. Hai că ies, mă duc afară la cameră. Mă duc la cameră. Tu vorbește cu el. Vorbește, mă! Ți-e frică? Mamă, Tyler Wilson sau... Bă, Tyler Wilson? Vorbește, mă, cu el. Fiantele, bă! Păi, te-a vorbit la Fiantele, bă! O să pun un spirit drept. Bă, vezi că e activitate 10. 6, cât e? 6, 7. E 7. Level 5 la ce? Emuful level 5, fii atent că mă uită pe cameră să văd dacă vorbește cu el. Deci avem emuful, perfect, vorbește că eu mă uit dacă sunt costorburi. Dar vină în fața camerei. Prieten, în fața camerei să te văd. Da, camera, vorbește cu el. Aici nu e el. Vorbește cu el. Te pot ajuta? Unde-i? Bă, ce se întâmplă? Să închide lumina? Fantoma! A venit? Te ia fantoma! Uite-o! Vezi, prostule, în ce te-ai băgat? Mamă, cât de prost e copilul ăsta, mamă, trebuie să fure repede la... Are trip! Ce-ai făcut? Dar să... I-a băgat capărul la fantoma! Ai... Capărul ce fraierui! Bravo, doamne, iartă-mă, dar să le uite pentru ce te riști, prostule, că deja vine fantoma după tine. Unde ești? Mă, ce faci? Unde te duci? Pe foc! Tot vine că eu nu văd. Vine și aprinde. Bă, vine, uitați-vă la fantoma. Păi, e fiind legat, Darusele, fiind legat, Darusele, mamă, nu vin să crede. Bă, Darusele, bă, vine bunica sau după tine, Darusele. Doamne, Darusele. Dar ce-a făcut tu, domnul, dar nu eu. Eu ești română, nu vorbesc bine. Cum ăsta, Sabibi? Doamne, cât de prostii, Darusele. Hai, mă, omule, odată, unde ești? Ce faci acolo, Darusele? Hai. Știi ceva, Darusele? Eu o să te las pe tine acolo, hai că am plecat, papa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.